N-ai mască la birou? Șeful află imediat, chiar dacă nu te vede. O companie din România a dezvoltat un sistem prin care calculatorul la care lucrăm trimite o alertă către șef dacă nu purtăm mască. Iar legea le dă mână liberă patronilor să ne concedieze dacă încălcăm în mod repetat regulile. Sistemul ar putea fi implementat și în zone publice. Când ne-au detectat că purtăm corect, în primul rând, masca, avem și camere de supraveghere, în mod evident, ca în orice firmă. Și aici putem detecta dacă cineva intră fără mască. Cu o aplicație specială, o cameră web sau cu ajutorul camerelor de supraveghere din clădire, șeful vede tot. Algoritmul poate recunoaște și persoanele exceptate de la purtarea măștii. În momentul în care un angajat nu poartă masca de protecție sau o poartă necorespunzător, sistemul afișează automat o alertă alături de poza celui care a încălcat regula. Totodată trimite un SMS administratorului de sistem, astfel încât incidentul să nu poată fi ratat de șefi. Sistemul este inspirat din programele bancare specializate în recunoașterea fețelor umane. Îl folosim în general pentru procesul de creditare online, ceea ce înseamnă că aplicația este foarte sigură. Ne-am gândit că masca o să devină un accesoriu obligatoriu, aș spune, în viețile noastre, așa că am zis să mergem și pe partea asta, să ajutăm cumva oamenii și să încercăm să oprim răspândirea coronavirusului. Astfel de aplicații pot fi folosite și la scară largă. Dorim să ajungem să implementăm în mall-uri și să detectăm în cazul în care într-o masă de persoane câțiva nu poartă masca respectivă. Legea le dă mână liberă patronilor să-i sancționeze pe angajați.